Am văzut în episodul anterior cum au decurs evenimentele în toamna și iarna lui 1916. Situația de pe front agravându-se, Bucureștiul cade sub ocupația puterilor centrale, iar autoritățile și mare parte din populația civilă se refugiază la Iași. În acest context, tezaurul românesc este trimis spre păstrare și protecție la Moscova, în două tranșe, prima în decembrie, iar următoarea în vară, 6 luni mai târziu, când Rusia se va afla în plin război civil. Romania was a problem. Apparently, it wasn't easy to revolutionize and make Bolshevik. And then on top of all that, in 1919, it overthrew the only other successful revolution in Europe when it invaded and occupied Budapest. Concluzia care rezultă din document este că comunismul și românii sunt două lucruri total incompatibile. Care tezaur? Nu știm despre ce e vorba. Lăsați-ne să ne interesăm. Nu e de mirare că azi, după mai bine de 100 de ani, constatăm cu o resemnare aproape mioritică faptul că banii și aurul românesc, documente de arhivă și bunuri culturale de o valoare inestimabilă, încă nu s-au întors acasă. Continuăm investigația ca să aflăm de ce și cu ce argumente ne-am pledat cauza. Dar ca să înțelegem mai bine acest dosar nerezolvat, să vedem mai întâi cât de complicată era relația românilor cu Imperiul Țarist și cu celelalte mari puteri ale sfârșitului de secol XIX. În 1873, Rusia intră alături de Germania și Austria în alianța celor trei împărați, având interesul de a preveni o înțelegere în Balcani împotriva sa și de a-și asigura granițele de vest în cazul unei eventuale confruntări cu Anglia în Asia Mică. Însă desfășurarea evenimentelor va duce la ciocniri de interese între Rusia și Germania, ce se vor solda cu formarea treptată a două blocuri militare, Antanta, respectiv Tripla Alianță sau Puterile Centrale. România, care în urma războiului ruso-turc din 1877-1878 își dobândește independența, va fi prinsă fără voie între manevrele marilor puteri, realizând că numai afilierea la un sistem de alianțe putea să-i ofere protecție în fața presiunilor externe și să-i permită promovarea intereselor. În ce privește Rusia, oamenii politici români, în special liberalii, dar și opinia publică în general o considerau inamic, ca efect al unor acumulări istorice. Rusia condiționează, profitând de statutul pe care îl are, condiționează recunoașterea independenței României de cedarea celor trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad. Lucrul acesta a creat o anumită tensiune la nivelul societății românești, unde și așa o neîncredere istorică era foarte mare față de Rusia. Să ne aducem aminte, în cursul anului 1878, guvernul de la Petersburg, de la Sankt Petersburg, amenință guvernul de la București chiar cu ocuparea teritorială. Se discută foarte serios de către viitorul rege al României, Carol I, și guvernul de la București de o strategie prin care se producă o retragere a autorităților românești în Oltenia pentru a încerca acolo să pregătească o rezistență împotriva Rusiei. Bine, a fost important aici poziția domnitorului Carol I, care îi avertizează avertizează oficialitățile rusești că ar fi o situație inedită ca două state foste aliate la sfârșitul unui conflict militar în care participaseră împreună în lupta aceasta împotriva Imperiului Otoman să ajungă într-un termen atât de scurt să devină adversare, practic. Toată această situație și discuțiile care au loc în timpul Congresului de la Berlin reprezintă un adevărat semnal de alarmă pentru guvernul de la București și un factor determinant în apropierea României de Germania și Austro-Ungaria. România își caută aliați și se apropie, aproape obligată fiind, de Austro-Ungaria. O alianță destul de greu de gestionat aceasta, pentru că Austro-Ungaria stăpânea teritorii precum Transilvania, Banat și Bucovina și era greu pentru primul ministru Ice Brătianu și pentru Carol să explice cumva rațiunea pentru care România se deplasează dinspre Rusia, spre această alianță a celor trei împărați. Acesta a fost și motivul pentru care alianța aceasta este una secretă o bună perioadă de timp.
Cancelarul Imperiului German, Otto von Bismarck, căuta să atragă România spre Austro-Ungaria în defavoarea Rusiei, care îi putea promite Transilvania. Prezența pe tronul României a regelui Carol I de Hohenzollern, de origine prusacă, orientarea pro-germană a unor fruntași ai vieții publice din România alături de presiunile crescând ale puterilor centrale au făcut ca România să adere în 1883 la Tripla Alianță. O explicație este dată de regele Carol I în cadrul unei discuții purtate cu ministrul Germaniei la București în 1888. Relațiile cu Rusia sunt o problemă nevoioasă a politicii noastre externe. Nu urmărim să provocăm Rusia. Voim chiar să facem tot ce stă în putința noastră pentru a evita un război cu ea. Dar față de primejdia ce ne amenință din partea puternicii rusii, avem nevoie de sprijinul puterilor centrale. Regele exprima părerea că, deoarece primejdile ce amenință România din partea Rusiei sunt mai serioase decât necazul și durerea pentru răul tratament al românilor din țările ungurești, România caută ocrotire și siguranță în Tripla Alianță. Însă aproape la fel de dificile devin și raporturile cu celălalt mare vecin, Austro-Ungaria. Motivul principal de îngrijorare este situația celor peste 3 milioane de români din Transilvania, supuși unei deznaționalizări forțate, odată cu instituirea dualismului austro-ungar în 1867. Contextul politic internațional devenea astfel tot mai complicat, iar evoluțiile greu de anticipat, ceea ce face ca, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, România să înceapă să-și reconsidere relația față de Rusia și datorită relațiilor dinastice. În anul 1892 se produce o căsătorie a viitorului rege Ferdinand cu viitoarea regină Maria, principesa Maria fiind fica lui Alfred Albert de Saxa, Coburg și Gotha, nimeni altul decât fiul reginei Victoria a Marii Britanii, și mama viitoare regine a României Maria este Maria Alexandrovna de Romanov. În felul acesta se realizează o alianță importantă, pentru o alianță dinastică. Anul 1898 este un moment important și din perspectiva vizitei pe care regele Carol de acum, devenit rege în 1881, o realizează împreună cu Dea Sturza la Sankt Petersburg. Este o vizită oficială, comentată corespunzător de către presa românească, pentru că atrăgea atenția asupra faptului, și în plan internațional, asupra faptului că România, dincolo de fidelitatea pe care o manifestă în continuare față de Tripla Alianță, își caută aliați. Sfârșitul de secol ne găsește într-o situație complicată. Rusia reușește să iasă din izolare în plan internațional, iar România caută să evite o posibilă înțelegere imperialistă a Austro-Ungariei cu Rusia pe seama sa. 1892 este momentul realizării unei înțelegeri între Rusia și Franța, deci practic asistăm și la conturarea celelalte tabere, celuilalt pol de putere la nivel european. Iar în 1897, o surpriză pentru clasa politică de la București este realizarea unei alianțe, unei înțelegeri mai degrabă, între Rusia și Austro-Ungaria. Și în felul acesta, România înțelege foarte clar că, mergând în continuare doar cu Austro-Ungaria și ignorând Rusia, riscă să joace totul pe o carte, ceea ce, dincolo de ceea ce credem noi despre noi, un stat cu potențialul politic, militar și economic al României nu-și permitea. Războiul este declanșat de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand în 28 iunie 1914, iar conflagrația va deveni mondială și va dura până în 11 noiembrie 1918. Un moment important pentru destinul României este cel din iulie 1914, urmat de promisiunea Rusiei de a recunoaște legitimitatea revendicării Transilvaniei. La Constanța are loc o întâlnire între Carol I, Ferdinand, viitorul rege Ferdinand, și țarul Nicolae al II-lea. După întâlnirea aceasta din iunie de la Constanța, urmează o altă întâlnire importantă, de data aceasta realizată la nivelul miniștrilor de externe. Și când spunem asta, ne gândim la întâlnirea care are loc în octombrie 1914 la Sankt Petersburg, între ministrul de externe al României, Constantin Diamandi, și ministrul de externe rus, Serghei Sazonov, un document prin care Rusia, practic, recunoaște pentru prima dată legitimitatea revendicării de către statul român a teritoriilor aflate în componența Austro-Ungariei, și în felul acesta este practic prima piatră, dacă o putem numi așa, în stabilirea viitoarei colaborări între România și Antanta, alianța formată de Rusia, Franța și Anglia. În primii doi ani, România va rămâne neutră, în ciuda presiunilor exercitate din toate părțile asupra sa.
va intra în război în august 1916, dar în mai puțin de 4 luni de luptă, pe Carpați și pe Dunăre, fără sprijinul promis de aliați, două treimi din teritoriul său, inclusiv capitala, va cădea sub ocupația puterilor centrale. Constrânse de evoluția tragică a evenimentelor, autoritățile române refugiate la Iași consimt să trimită aurul Băncii Naționale și multe alte bunuri de valoare pe teritoriul aliatului său, Rusia, pentru protecție și păstrare pe durata războiului. Primul transport pleacă în decembrie 1916. A fost o operațiune financiară, statală, financiară. Militarii erau prezenți aici. Ei doar au fost, mă rog, folosiți în dialogurile cu autoritățile române, pentru că de altfel se știe că ambasadorii s-au schimbat chiar în acea perioadă, rușii la București, apoi la Iași. Militarii erau prezenți și foarte importanți pe front. Dar faptul că în această operațiune a fost implicat ministrul de finanțe, comandamentul suprem militar rus, șefii guvernului, pentru că au fost mai multe schimbări, ajungându-se până la țar, iar când n-a mai fost țarul, a venit Vojdea, adică Lenin, care decide arestarea tezaurului, arestarea lui Diamandi și a membrilor misiunii noastre la Petrograd, înseamnă că a fost o operațiune desfășurată cu implicarea celor mai înalte autorități din statul rus și sovietic la momentele de referință. Deci țarul era de acord cu evacuarea tezaurului cu 2 săptămâni înainte ca la noi să pună în discuție în guvernul României această decizie. Și ne-au dat tot ajutorul. Adică aici lucrurile au funcționat perfect. Au asigurat paza transportului cu militari ruși. Tezaurul a ajuns în cele mai bune condiții acolo și primul transport și al doilea. S-a făcut o inventariere foarte strictă. Reprezentanța ai Băncii Naționale au mers acolo, inclusiv Angel Salini, care era cenzor, a fost la Moscova cu primul transport. S-a făcut un inventar foarte strict, a fost depus în Kremlin sub pază și cu două chei de la ușa respectivă. Unul avea reprezentantul Băncii Naționale, cealaltul avea un reprezentant al Băncii de Stat, pentru că în depozitele Băncii de Stat de la Kremlin a fost depozitat. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e nicio nelămurire. Deci, tezaurul a ajuns în cele mai bune condiții și integral la Moscova. În vreme ce războiul este încă departe de un deznodământ, pentru români, rușii se dovedesc a fi aliatul cel mai nepotrivit. Se străduiesc să minimalizeze contribuția militară a românilor și încearcă să-și izoleze aliatul de atenția și sprijinul vestului, inclusiv în ceea ce privește aprovizionarea cu armament. Șeful statului major imperial britanic, Sir William Robertson, nota că România era prost tratată, chiar trădată în privința livrărilor de muniție trimise de Europa Occidentală, care erau oprite deliberat pe căile ferate rusești și întârziate la ordin. Iar șeful misiunii franceze, generalul Berthelot, apreciază că trădarea Rusiei făcea parte dintr-o agendă ascunsă, aceea de a fi compensată la sfârșitul războiului pe cheltuiala României. Vara lui 1917 avea să aducă victorii spectaculoase pe frontul din Moldova, plătite cu tribut greu de sânge. Perioada de început anului 1917 până în vara anului, până în august, la începutul lunii august, trupele au fost în refacere. Pe linia Oituz-Târgu Ocna-Comănești au fost trupe rusești care au înlocuit multe dintre trupele noastre. În perioada asta, până când au fost scoși din linia frontului o parte din trupele rusești, o parte din soldații ruși, rușii treceau rețele de sârmă ghimpată, beau cu ofițerii nemți la Slănic, Moldova, iar la Oituz făceau baie împreună cu soldații nemți, iar nemții, la rândul lor, făceau propagandă cu ziare în limba rusă despre Revoluția Bolșevică. În partea Oituzului, foarte mulți din soldații ruși au fugit, pur și simplu lăsând pe loc armament, muniție, pe care după 100 de ani le găsim intacte. În vara lui 1917, teritoriul statului român era restrâns la Moldova de astăzi.
Frontul se stabilizase, însă era clar pentru autoritățile române că urma un atac din partea trupelor germano-austro-ungare și acel atac nu putea fi decât în sudul Moldovei, sudul Moldovei care avea o linie fortificată, Focșani-Mulasa-Galați, însă care era sau care permitea mult mai ușor o ofensivă decât cea montană pe întrecătorile Carpaților Orientali. Dacă iarăși ne imaginăm harta României de atunci, vom constata că două treimi din suprafața României, adică a Moldovei, era înconjurată de inamic. Carpații Orientali și sudul Moldovei, până spre Siret și Dunăre, era ocupată de poziții ale inamicilor, iar înspre est, acolo unde ar fi trebuit să fie aliați, adică rușii, situația era mult prea tulbure, pentru că Revoluția bolșevică demobilizase o mare parte a soldaților ruși și atunci armata română era oarecum constrânsă și singură în fața acestui front uriaș. A început în luna august, a 8 august, ofensivă, mare ofensivă a Uituzului. Noi ne referim la ofensiva Uituzului, cuprinde inclusiv Valea Uituzului, Valea Slănicului și Valea Dofteni. În data de 8 august, trupele rusești erau undeva la vârful Bolovanu, spre Slănic Moldova, iar trupele românești pe vârful Ungurean, un pic mai jos. La atacul artileriei de calibru 305, deci cel mai mare calibru folosit aici pe linia noastră, trupele au fost nevoite să retragă din cauza exploziilor pe care Camil Petrescu, care a fost și luat prizonier pe vârful Ungureanu, le asemenea cu explozia vulcanului Vesuviu. La ora actuală găsim cratere ale acestor obuze, care au undeva o rază de peste 8 metri și adâncime peste 2 metri jumătate. Deci vă închipuiți cam ce adâncime aveau atunci. Găsim schije, găsim mărturii care dovedesc clar cam cât de groaznic a fost acest război. Și în 10 august, de la 8 în 10 august, deja trupele noastre au fost forțate și au ajuns până pe dealul Coșna și dealul Cireșoaia. Au fost cumplit pentru că efortul deosebit al soldaților, pierderile numeroase, s-au reușit să stopeze prin intrarea în războia rezervelor. Și aici mă refer pe lângă cele două divizii care le-am avut noi, divizia 7 și 6 infanterii, a venit divizia de cavalerie, divizia 1 cavalerie și apoi brigada de grăniceri. Cu aici cu cele două regimente 1 și 2 care au optat pe zona Coșna și zona Văiuituzului. Și cele două batalioane de bicicliști făceau din parte din divizia 1 cavalerie și aici îl găsim pe Dimitri Dimâncescu, care el descrie foarte frumos în jurnalul său tot drumul parcurs până la dealul Coșna și rana care au avut-o chiar în vârful dealului Cota 789. Și apoi aici, când spunem despre Dimâncescu, trebuie să vorbim despre 19 august. Deja e altă etapă, altă mare bătălie, pentru că ele au fost concomitent, toate legate. Mărești, Mărășești, Uituz, Târgu Ocna, deci în același perioadă, pentru că se încerca ruperea liniei în zona Uituzului, ca să poată încercui armata românească de la Mărășești. Căderea Uituzului însemna pierderea totală a Moldovei. Și de astfel, eforturile deosebite ale soldaților români au reușit să-l stopeze, dar aici vreau să menționez faptul că acest efort și aici pe dealul Măgura și dealul Cireșoaia au fost meritul deosebit al vânătorilor de munte români. Primul batalion de vânători de munte, care fusese înființat la inițiativa maiorului Virgil Bădulescu, care a intuit necesitatea unor trupe de elită pentru bătăliile în munți, la 3 noiembrie 1916 forma acest batalion cu veterani din mai multe batalioane. La 8 august, când a început campania, vânătorii de munte plecau de la Târgu Neamț cu echipamentul de război în spate. În 3 zile pe jos au ajuns la Târgu Ocna, 160 km străbătuți, iar după 3 ore de odihnă,
La ora 3 dimineața, în 12 august, plecau la atac pe dealul Cireșoaia. Aici vreau să-l menționez pe ciobanul Elisei Ursac, pentru că nu este atât de cunoscut. Este călăuza bătrânului vânător de mătă. Recent am aflat că acest cioban, în vârstă de vreo 66 de ani, din cartier din Poieni, aici la Târgu Ocna, avea doi băieți înrolați la vânătorii de munte. În 19 august, când trupele inamice ajunsese aproape în Valea Trotușului, acest Elisei Ursac, ciobanul Elisei Ursac, a plecat înaintea vânătorilor pentru a-i informa și pentru a-i spune pe unde să ajungă la Cireșoaia. Maru Virgil Bădulescu decide să-i dea o grupă de 10 soldați și un ofițer, să-i ducă pe cărări ocolitoare, pe care le știa numai el, și astfel au ajuns în spatele unor inamice pe dealul Cireșoaia. În primul atac al vânătorilor n-au avut decât 2 morți și 17 răniți, din cei în jur de 1400 de oameni. Deci vă dați seama cam ce atac fulgerător au avut acești vânători și mai ales că au luat în jur de 600 de prizonieri austrieci. N-au apucat să odihnească, de ei 13 trebuiau să intre la refacere după bătălia din 12 și au plecat, au coborât pantele abrupte a dealului Măgura și au urcat pe Coșna. Ca să urci, de exemplu, pantele care sunt înspre Coșna, dinspre Târgu Ocna sau pe dealul Cândea, care e o pantă extraordinar de mare, înseamnă un efort deosebit. Dar atunci când erau bombardați cu schije și cu din partea tuturor tipuri de obuze, mortiere, din toate părțile. În 1917 erau un pic mai bine pregătiți față de 1916, dar aici vreau să ajung faptul că am să citez din Gheorghe Brătianu, are o cărticică, File rupte din Cartea Războiului, cum femeile, copiii și bătrânii cărau obuzele în brațe din Târgu Ocna, Prăubogii, Comuna Pârgărești, până sus pe front, pe Coșna. Deci Dimitrie, Gheorghe Brătianu a fost ofițer în regimentul 4 artilerie. I-am și găsit poziția unde a fost amplasat artilerie. Vă dați seama, ei luptau să-și apre familiile care erau. Femeile duceau cu aprovizionare, duceau mâncare. Deci ei luptau pentru teren, pentru pământ, pentru familie. Asta era curajul lor. Nu contau că mureau, dar și apărau patria. Știați că Erwin Rommel și-a luat prima lui rană la Coșna? Deci nu mai putem spune altceva. Dacă un geniu militar în frontul de vest, la Verdun, n-a fost rănit și l-au rănit românii pe Coșna. El îl asemuie dealul cu ultimul cuib de vulturi al românilor. 3-4 km, 5 km, putea să ajungă și la 20 km pe zi, deci nu se poate ști exact. Pentru că dacă ei intrau contraatacau, se retrăgeau contraatacul, aveau loc și 10 contraatacuri pe zi. Deci ei aveau un efort extraordinar și apoi luptau cu artileria grea de 305, artilerie de 210 mm, bombe incendiare, bombe chimice, bombe shrapnel, deci erau de toate tipuri. Și apoi germanii, când au văzut că nu mai pot rupe frontul pe Coșna, în 22 august 1917, au bombardat Târgu Ocna cu bombe incendiare și au făcut praf. Ca un act de răzbunare. Coșna este, el e ca un stâlp care veghează în toată zona asta. E cel mai înalt punct și cu o vizibilitate foarte mare. Ei, noi suntem pe dealul Măgura. Aici noi suntem pe dealul Măgura, dar linia de tranșee e undeva la vreo 2 km maxim. Chiar pe cota dealului. Acești 14.000 sunt doar eroi de pe dealul Coșna. Pe Cireșoaia sunt 16.000. Deci tributul de sânge a fost undeva la 60.000 de oameni pentru a respecta și a ține în continuare deviza pe aici nu se trece. În ciuda eforturilor supraomenești din vara anului 1917 de a respinge ofensiva puterilor centrale pe frontul românesc, unda de șoc generată de Revoluția din Rusia va conduce la armistițiu. Iar mai târziu, în martie 1918, după ce chiar rușii încheie pace cu germanii, nu mai avem de ales decât să negociem retragerea temporară. Dar în același an vom realiza unirea tuturor teritoriilor locuite de români în ceea ce s-a numit România Mare. Să nu uităm totuși că aurul românesc era de ceva timp la Moscova.
Anul 1917 aduce mari transformări de ordin politic și social. În februarie, în Rusia începe Revoluția Burgheză, care va duce la înlăturarea țarului Nicolae al II-lea și odată cu el la prăbușirea Romanovilor, o dinastie de 300 de ani. Nicolae al II-lea este executat împreună cu întreaga familie. Urmează 8 luni de proteste, demonstrații, revolte, violență și lupte între multiple curente politice dominate de confruntarea dintre social-democrați și bolșevici. O adevărată explozie socială cuprinde întreaga Rusie. Socialistul revoluționar Kerensky, unul dintre artizanii Revoluției din februarie, pierde partida continuării războiului în vară, după oprirea ofensivei conduse de generalul Brusilov. Pentru a scoate Rusia din război, Germania n-a ezitat să recurgă la subversie. Lenin și tovarășii lui, cei care vor prelua puterea în Rusia, au beneficiat direct de banii și de mijloacele puse la dispoziție cu generozitate de germani. E patria ta, de ce faci chestia asta? Și l-a spus că el vrea să schimbe regimul țarist și face orice pentru asta, să aliază cu oricine. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi nu avem ce să-i reproșăm lui Lenin. Cineva care vrea să schimbe regimul unei țări se va comporta exact la fel. Nu e singurul caz. Este ultra clar că tot felul de forțe care își doreau lucrul ăsta, în particular Germania, implicată în primul război mondial, avea tot interesul să financeze aceste mișcări pentru a-și atinge diverse obiective. Pe de altă parte, aceste mișcări primeau banii respectivi sau suportul respectiv și își urmăreau propriile obiective. În baza unor informații cu privire la pregătirea unei ofensive decisive a inamicului pentru a lichida complet rezistența armatei române și a lua sub control întregul teritoriu românesc, guvernul de la Iași ia din nou în discuție evacuarea în Rusia a avuției naționale. La propunerea lui Nicolae Titulescu, devenit ministru de finanțe, guvernul dispune strămutarea sediului și avutului BNR în Rusia. De această dată sunt invitate de guvern toate instituțiile bancare mai importante să expedieze imediat în Rusia avutul societății, constând în titluri, efecte, obiecte prețioase, iar numerarul să fie vărsat de urgență la Banca Națională. Astfel constituit, cel de-al doilea transport din tezaurul românesc ajunge la o valoare declarată de 7,5 miliarde. Va sosi la Moscova în 3 august 1917. Tezaurul include de această dată parte din arhivele statului român și ale multor instituții publice și particulare, lucrări de artă și alte piese de valoare din colecții particulare și muzee, odoare ale mănăstirilor din Oltenia, Muntenia și Moldova, cărți rare, manuscrise și documente ale Academiei Române și ale Muzeului de Antichități. Doar bunurile BNR, aur, titluri, efecte și depozite au o valoare declarată de peste 1,5 miliarde de lei. În Rusia, bolșevicii conduși de Lenin și finanțați de Germania înlătură guvernului Kerensky și preiau puterea în 7 noiembrie 1917. Respectându-și angajamentele față de germani, Rusia se retrage din război. Căzuți sub influența noii ideologii, soldații ruși refuză să mai lupte și părăsesc în masă frontul românesc. Cu trupele și populația civilă decimate de tifos, regatul român se află într-o situație dramatică, iar guvernul, stabilit la Iași, este silit să negocieze și să accepte condițiile dure impuse de inamic. The Bolshevik Russians and Russia itself was also looking at survival once the civil war started. Because it was, you know, the civil war. I mean, there are significant sized armies from the Ukraine and also among the Russians between the whites and the reds. And there were other interested parties involved in that war as well. So they were trying to look at keeping together what they could of the country that was. The militants that were sent in from Russia were telling everyone to raise up against their Tsarist officers, killing most of them, and taking over. În vara 1917, de multe ori armata rusă mai mult ne-a încurcat decât ne-a ajutat pe frontul de la Mureș, Mureș și Tuz, pentru că o parte a regimentelor, a soldaților ruși, căzuseră deja sub influența propagandei bolșevice, care predica pacea, ieșirea Rusiei din război, și au fost foarte multe cazuri, situații în care regimente întregi au părăsit prima linie, lăsând frontul descoperit și obligând armata română să suplinească prin forțe proprii acel spațiu de front, de linia întâi. Because the social and economic situation of the Russian soldiers and Russian peasants was pretty much the same as the social and economic situation as the Romanian military officers and soldiers and the Romanian peasants. So the possibility of this being a contagion was huge. In fact, smart money was that Romania would become Bolshevik as well.
In fact, at the time, Robert Seton Watson was in charge of the British Intelligence Bureau. So he was giving the basic information for at the political level, but also from the field, from the military field. And he mentioned that this situation, and George Kennan made the same observation later, they were living cheek by jowl. The soldiers were interspersed with each other along that front. And either one was going to win or the other. Either the remaining army was going to impose the order that it had now regained through its reform and its rebuilding, or the Bolshevizing Russian troops were going to impose this Bolshevization on the remaining troops as well. And so the issue became very imperative that something be done to stop this from happening, from this contagion from occurring, from the monarchy being overthrown. If Romania didn't want to become Bolshevik itself, it had to do something about those Russian troops. But once it did, as Seton Watson predicted, Romania would enter into endless complications with Russia. În noiembrie, bolșevicii încep negocierile cu puterile centrale pentru ieșirea Rusiei din război și se încheie un armistițiu pe 22 noiembrie la Brest-Litovsk, care pune România într-o poziție extrem de dificilă. Înconjurată de inamic, fără sprijin militar și fără nicio soluție de retragere în caz de înfrângere. Guvernul este nevoit să solicite un armistițiu, semnat la Focșani, însă ostilitățile pe teritoriul României continuă, provocate de retragerea dezordonată a trupelor rusești. Circa un milion de militari ruși rămași fără conducere se dedau la jafuri. Mai mult, fac propagandă bolșevică și acțiuni conspirative, provoacă haos prin tentative de asasinare a comandanților militari ruși, a familiei regale române și a membrilor cabinetului Brătianu. And by now the revolutionaries were also calling for the overthrow of the king. They tried a couple of attempts to kidnap him or to assassinate him. Semyon Rochal, a famous militant from already in Russia, was sent in with a team to take over the commands of the military units here, the military units. And this became very close to becoming a reality. The Romanians, though, in an operation that was remarkable, overnight basically, disarmed the great majority of these troops and began sending them home. There were pitched battles, some lasting several days, for instance in Galați with the Siberian Fourth Army. But most of the time they did this peacefully. It was really remarkable. No one expected them to be able to do it. And it was done in a very short period of time and almost without the political leadership realizing it, because they were still discussing whether to authorize or not when the military did it. So it's a situation where policy was actually driven not by the policymakers, but by the people on the ground, and then later on approved by the policymakers. Și în Basarabia, trupele armate rusești în plină demobilizare făceau imposibilă instaurarea ordinii, situație în care sfatul țării cere intervenția autorităților române pentru a evacua trupele rusești peste Nistru. La 20 ianuarie 1918, armata română trece Prutul. Eliberarea Basarabiei de soldații ruși, bună mai ieri aliații ai românilor, va fi condusă cu succes de generalul Ernest Broșteanu și se încheie relativ repede, fără mari pierderi. Noul guvern revoluționar bolșevic nu le va ierta românilor acțiunea din Basarabia, pe care o vor sancționa sechestrându-le tezaurul. One of the key Russians was Leon Trotsky, of course, and Leon Trotsky had been here as a journalist for the journal Kievskaya Missile, Kievan Thought, during the Balkan War. And at the time, he formed a very negative image of not only the monarchy, but of Romania in general, of Romanian bureaucracy, of everything Romanian. And at the time that when the Romanians were able to disarm possibly as many as about 1,200,000 Soviet troops with a force of maybe 300,000, 400,000, when they were able to disarm these troops and send them home, this created a huge impact on not only the Russian military, but the Russian political leadership, because they had dismissed the Romanians as being incapable of any military activity whatsoever. They didn't think it was possible. They didn't believe in the possibility of the rebirth of the military, certainly. And they thought that everything was on the verge of collapse and only really needed a little push. And the Romanians proved far more resilient and then turned around and disarmed all of their new revolutionary soldiers, who should be even more difficult to deal with. So when that occurred, this old dismissive attitude, sort of this denigrating attitude that they've had about the Romanians, was coupled with this fear that, and the fear became hatred. So the Romanians were the worst, and they were a major threat now to the revolution. Guvernul bolșevic de la Petrograd reacționează vehement, considerând intrarea trupelor române în Basarabia drept o agresiune împotriva Rusiei. În ianuarie 1918 se decide ruperea legăturilor diplomatice cu România, arestarea ambasadorului român Constantin Diamandi și sechestrarea tezaurului românesc.
Conform hotărârii autorităților bolșevice, toate relațiile diplomatice cu România încetează. Legația română și, în general, toți reprezentanții autorităților române se expulzează pe cea mai scurtă cale dincolo de frontieră. Tezaurul României aflat în păstrare la Moscova se declară intangibil pentru oligarhia română. Puterea sovietică își asumă răspunderea de a păstra acest tezaur pe care îl va preda în mâinile poporului român. All the diplomatic community, the French, the Americans, everyone lined up in defense of the Romanians and started going to the Smolny Institute to talk to the Bolshevik leaders about what's going on and to get the release of Diamandi. That was finally negotiated, but less than 2 weeks after, the Bessarabians invited the Romanian forces into Bessarabia, and as soon as they entered, the treasury was sequestered and taken by the new Bolshevik forces. Sunt niște note ale lui Marx care, de fapt, în realitate au fost luate după o carte a unui cercetător francez care a scanat foarte bine situația în țările române în jur de 1850 sau ceva de genul ăsta. Concluzia care rezultă din document este că comunismul și românii sunt două lucruri total incompatibile. Nu există o bază în mintea și în modul de în etosul românesc, dacă vreți, nu există o bază. Baza asta va fi o chestie care sigur nu va duce la noțiunea de comunism pe care o au în cap respectivii contributori. Evident că Lenin știa pe de rost toate lucrurile astea, atitudinea față de România încă de atunci n-avea cum să fie una prietenoasă. În România evident că lucrurile au fost mai dure din anumite puncte de vedere și din motivul respectiv că, în fine, ca să-i facem pe români comuniști, trebuie să le scoatem din cap cheia lor identitară, pe care o cunoaștem foarte bine de la Marx, Engels și așa mai departe, și mai ales pe care URSS-ul a constatat-o cu puțină satisfacție în momentul în care românii au oprit Revoluția Bolșevică din Ungaria. Deci vă dați seama, planul lui Lenin a eșuat în diverse state comuniste. Singurul succes a fost cel din Ungaria, prin intermediul Revoluției lui Bela Kun, iar armata română a aneantizat, practic, acest proces. Dreptul la autodeterminare acordat popoarelor din componența Rusiei va fi valorificat de românii din Basarabia prin adeziunea de unire cu țara mamă, gest repetat apoi și de românii din Bucovina. Vor urma represalii dure, iar aurul evacuat la Moscova, în vremea alianței militare cu rușii, nu va mai fi înapoiat României, sub diverse pretexte. Românii reușesc să-și atingă idealul național în anul de grație 1918, când se înfăptuiește unirea tuturor provinciilor istorice locuite de români. Decisiv a fost sacrificiul de sânge al trupelor române din primul război mondial, dar a contat mult perseverența unor lideri politici precum Ion Ice Brătianu, care au știut să valorifice contextul istoric creat de prăbușirea marilor imperii, rus și austro-ungar, și să creeze convergențe de interese din partea marilor puteri în jurul românilor. Lideri de geniu au reușit astfel să servească interesul major al neamului, formarea statului național numit România. Se va implica în mod deosebit și Regina Maria, dedicată trup și suflet idealului național, în slujba căruia și-a pus toată influența pe care o avea în marile cancelarii ale lumii. Și regele a avut o contribuție importantă la realizarea Marii Uniri. Ferdinand a refuzat să promulge tratatul de pace semnat la 7 mai 1918 de prim-ministrul Alexandru Marghiloman și de împuterniciții Germaniei, Austro-Ungariei, Bulgariei și Turciei, cunoscut drept Pacea de la Buftea, prin care acceptam grave concesii teritoriale și materiale. Deși ratificat de Parlament, tratatul nu a produs efecte nefiind promulgat de rege, iar înțelegerea a fost anulată în octombrie de guvernul Marghiloman. Astfel, regele Ferdinand a făcut posibilă participarea României la tratativele de pace care au urmat, pe picior de egalitate cu statele învingătoare. Prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu vechiul regat se formează astfel România Mare, scopul inițial al intrării noastre în război de partea Antantei. Deși încheiată de facto la 1 decembrie 1918, odată cu unirea Transilvaniei cu țara mamă, Marea Unire nu a fost recunoscută imediat în plan internațional și mari eforturi diplomatice vor trebui depuse în următorii ani. Vreme de două decenii, Rusia devenită Uniunea Sovietică nu recunoaște unirea românilor. Mai mult, în iunie 1940, un ultimatum declarat în conivență cu Germania nazistă va dezmembra teritoriul românesc în beneficiul URSS, al Ungariei și al Bulgariei. Dar
așa cum au luat tezaurul țarilor sau ce au mai găsit în Visteria cu pricina pe acolo și au finanțat diverse acțiuni, nu văd de ce ar fi zis, mai ales după ce te-a pus și arestezi un ambasador, știi, pe tezaurul României nu ne atingem de el, că ne mai gândim după aia ce să facem. E evident că au avut nevoie de mijloace și de resurse, inclusiv financiare. Sau în mod special financiare, nu? În mod special financiare. Evident că au pus mâna pe toate resursele care erau disponibile în statul cu pricina, în statul țarist. Mai mult decât atât, Lenin avea acel plan de inițiere a revoluțiilor bolșevice în diverse țări din vestul Europei și există telegrama explicită către Belacun și multe alte documente care trebuiau finanțate. În urmare, resursele atunci erau prima problemă a noului regim. Once the Tsarist empire fell, already you have a problem. Because now I have a new government. The new government, of course, took on all the obligations of the old government formally, but they didn't have time to write out these. So this is just something that you suspect because this is the way things normally happen with transfers of power, successions. But then that government was very fragile from the very beginning, and a civil war enveloped the country. It's hard to tell how much sovereignty it actually exercised over its territory and where the goal was at the particular time it was exercising the sovereignty. I mean, this goal eventually was brought together in a central place, but it wasn't in Moscow when all this was going on. And that was part of the set of issues that the Russians would later refer to, trying to say that we'd lost it. That was an argument first used for a while. Sunt acele mituri care au intrat și în istoriografia românească, că tezaurul României ar fi fost confiscat de către albgardiști. Dacă nu de ei, de corpul ceoslovac. Dacă nu de corpul ceoslovac, de corpul de voluntari români ardeleni care, fiind prizonieri în armata austro-ungară, fiind în armata austro-ungară, au căzut în prizonatul rus și au fost nevoiți să se evacueze spre țară, străbătând întreaga Siberie. Nu. Tezaurul României, intact, era prezent, conform unor documente găsite în arhivele ruse, în octombrie 1919, în același loc în care a fost depus în decembrie 1916, deși rezerva de aur a Rusiei a fost evacuată în condițiile presiunii militare albgardiste asupra Moscovei, în mai-iunie 1918, tezaurul României mai rămâne un an și câteva luni. The Bolshevik in question, you can imagine his point of view. Had the Bolsheviks come across this treasure while it was in Romania, it would have disappeared and there would be no claims on it. The paradox here is that because they formally sequestered it and they made the announcement they would return it to Romania under people's power, basically made them legally liable for it. În privința recuperării tezaurului, abordările contemporane oscilează între resemnarea știm că nu se poate și totuși speranța că Rusia ar putea face un gest de mare bunăvoință. Evident, nu degeaba. Dar între aceste două extreme, România se dovedește incapabilă să găsească raportarea adecvată. În mod inexplicabil, pentru că lucrurile par să fie cât se poate de clare, atât din punct de vedere juridic, cât și financiar-bancar. Din punct de vedere juridic, avem un depozit fortuit, cum se numește, deci în condiții speciale, de forță majoră, o parte depune spre păstrare și apărare, nu numai fondul de metal al Băncii Naționale, erau bijuterii, bune, tablouri, da, Grigorescu, bijuteriile Reginei Maria, multe, multe alte lucruri extrem de artefacte religioase, multe astfel de elemente de foarte mare valoare. O tranșă în perioada țaristă, o tranșă după ce veniseră ceilalți la putere. Sigur că un depozit de acest gen are obligația de restituire implicită. Deci nici măcar n-ar mai fi nevoie, cum se zice, să-l dai în judecată, pentru că are obligația de a-ți restitui depozitul când starea de necesitate a dispărut. Evident că din acea perioadă au existat două momente ceva mai semnificative, să zicem, de restituire, fără a fi confirmate formal acest lucru, în 1935 și 1956, s-au restituit niște valori, niște bunuri, dar
Două aspecte cu care noi ne-am confruntat când am intrat în dialogul politic cu partea rusă. Primul, nu s-a recunoscut existența acestui tezaur niciodată, pur și simplu. Indiferent de ce se cu punea în fața politică. Cu documentele pe masă? Da, evident. Și în al doilea rând, apărea și a apărut pe tot parcursul dialogului oficial, formal, cu partea rusă, ideea că dacă considerați restituirea tezaurului ca o formă de despăgubire, avem și noi la rândul nostru pretenții în legătură cu intervenția din Basarabia, din timpul celor de-al doilea război mondial. Știu aici, dacă privești cu superficialitate și cu patimă, poți să spui inadmisibil la câte probe avem, nu se poate așa ceva. Bun, recomand celor care sunt foarte viteși să meargă și să discute cu preopinentul. Preopinent care, în altă ordine de idei, n-a restituit nimic niciodată. Deci nu s-a fost problema ca după al doilea război mondial sau după ce războaie doriți dumneavoastră, de la insule Curile până la, mă rog, tablourile luate din Germania, ceva să fi fost restituit, nu mai vorbesc pe baze juridice, deci pe baze unei obligații interstatale. Deci teama de precedent, din acest punct de vedere, a jucat și joacă și în acest moment un rol foarte important. În dosarul numărul 1 sunt două protocoale în limba franceză și rusă, bilingve, în care se atestă că Banca Țaristă, Banca Centrală a Imperiului Țarist, a primit cele două transporturi ale Băncii Naționale. Oficialii Veniaminov și Iacovlev, directori în Banca de Stat, au semnat și au pus ștampila. Deci, gândiți-vă dacă în anii 50, când erau consilieri sovietici la Banca Națională, dispărea acest dosar, care a fost dat din mână în mână, de la guvernator la guvernator, și chiar guvernatorii comuniști au ținut la acest dosar, care e o probă peremptorie. Practic, din punct de vedere financiar-bancar, Banca Națională are o creanță asupra statului rus, exigibilă, am putea spune că și lichidă, dacă ar putea fi executată. Asemenea, concluzii fundamentate de experți, este inexplicabil de ce suntem blocați în demersuri fără finalitate practică. Evident că sovieticii au manifestat o infimă dispoziție de a discuta subiectul și au făcut-o doar atunci când au vrut să apară în fața lumii ca un actor respectabil. Dar după cei peste 40 de ani de comunism, în cei 30 de ani de regim democratic, cum de nu am reușit să tranșăm problema tezaurului? Care e explicația? Oare am făcut tot ce ținea de noi pentru a avea câștig de cauză? Completăm analiza în partea a treia a acestui film. Urmează lucruri tot mai interesante. Agentul de influență, în realitate, este un personaj care este infiltrat într-o entitate de către o altă entitate și încearcă să influențeze decizia statală. Atunci când acești agenți de influență acționează într-un teritoriu a cărei populație e prost informată, într-un teritoriu în care fake news-ul e la el acasă, într-un teritoriu în care televiziunile de știri dau mai multe breaking news-uri într-o zi decât dă CNN într-o lună, e firesc ca ei să fie eficienți. Pot fi și români. În mod sigur. Și nu numai români. Pot fi și de alte naționalități. Este ceea ce se numește acțiune sub stat străin.